bem? It's okay. Close the light, please. Vreți cu lumina stinsă? Nu. Nu, e ok așa. Îmi place cum a început ședința asta. Deci da. Da. Am zis că o să fie serioasă. Dar lumina. Se luminează deja. Haideți să vă zic despre ce vorbim azi, pentru cei care nu au citit deja. Despre refuz și nu de ziua v-am rugat să-mi trimiteți pe mail câteva motive pe care clienții voștri le folosesc ca să nu vină să se întâlnească cu voi, ca să nu vină să-și cumpere terenul, ca să nu... Na, nu știu mă. Da? Trebuie să fiu pe mail până acum, au venit. Da. În principiu, ce trebuie să știți voi? Că în psihologie, cuvântul nu, de câte ori auziți cuvântul nu, e ca un fel de amor, pentru că vă trimite în trecut la toate întâmplările negative din viața voastră. Da? Dacă și un client vine și vă zice nu, începeți să asociați. Niciodată nu am succes. Sau niciodată, nu știu ce, sau uite, și atunci mi s-a întâmplat ceva urât când cineva mi-a spus nu. Da, e o ancoră foarte puternică și tocmai de asta trebuie să știm cum să reacționăm de câte ori auzim nu din partea unui client sau alte motive invocate de ei. Haideți să mergem mai departe cu slide-urile. Da, exact ce v-am zis. Da, declanșează sentimente de tristețe, panică, deznădejde, neputință. Toată lumea e de acord? Da. Vă întreb, mă spuneți avijos. Vă simteți în ședință. Pe până să așa. Să fie oficial că suntem în ședință. Și numărul de telefon. Da, o să lasă revocat, mă rog. Ok. Un client o să vă spună nu, pentru că probabil a avut o zi proastă, este încărcat cu multe alte activități, cu problemele de la serviciu, cu problemele de acasă, cu momentul în care sunați, el are deja o stare proastă. E important în momentul în care sunați clientul și simțiți de la început atitudinea lui negativă să nu o luați personal. Da? Alex, dă-mi un click. Refuzul nu este despre voi, e despre de cele mai multe ori. Nu zic că este de fiecare dată, dar de cele mai multe ori e vorba despre el. Da? Sunt necomunicativi, sunt irascibili, sunt neplăcuți, nici noi nu mai avem ce să vorbim cu ei, trebuie să depășim un pic toate lucrurile acestea, pentru că nu au legătură cu noi. Acum, ce trebuie să înțelegem, mai dăm un click acolo, că refuzul se poate naște și din atitudinea noastră. Vi s-a întâmplat că atunci când vorbiți cu un client să fie foarte ok la început și după primele propoziții să schimbați atitudinea total prin ceea ce a spus? Și vi s-a întâmplat? Da? E ok? Când se întâmplă asta, de multe ori când nu suntem concentrați pe clientul respectiv, când pierdem conexiunea cu el și ce discutam de ține trecute, dacă nu sunt conectat cu clientul, că sunt atent, la clientul respectiv îl pierd, nu are răbdare, nu are ce să vorbească cu noi. Ce vreau să mai știți? În momentul în care pierdeți atenția clientului, atenția și acceptarea comunicării se realizează în funcție de încrederea pe care reușiți să-i oferiți. Dacă el vă simte ok și nu simte că îl sunați doar pentru că trebuie să îl sunați, clientul acela o să vorbească cu voi. Dacă voi nu sunteți atenți, faceți o groază de alte lucruri în același timp, o să îl pierdeți. Acum, încă o chestie interesantă pe care am găsit-o eu, cred că conexiunea sunt mult mai importante decât raportul calitate-preț. Și aici e vorba de... Arată pe repede înainte, ne-ai pierdut de mult. Da, o să trecem un pic mai repede peste partea asta și vă zic și de ce. Dar e mult de spus sau? Nu, nu este foarte mult de spus. Dar vreau să discutăm pe situațiile concrete pe care voi mi le-ați trimis. De ce vă refuză clienții? Da, o să insistăm mai mult acolo. Astea, sigur, sunt chestii cât de cât știute de voi. De exemplu, prima chestie pe care v-am zis-o, faptul că vă vindeți pe voi și faptul că voi vă faceți plăcuți în fața clienților, este mult mai important pentru ei decât raportul calitate-preț al produsului pe care voi îl oferiți. Dacă ei sunt foarte ok cu voi și cu personalitatea voastră și cu felul de abordare, nu o să conteze atât de mult pentru el faptul că terenul pe care noi îl vindem este poate cu... Nu știu, dau un exemplu. 1000 de euro mai scump decât un teren pe care l-am găsit în altă parte, într-un loc cât de cât apropiat cu al nostru și alte lucruri. Da. Ok. Aveți întrebări până aici? Bun. Nu? Bine. Da. Hai să mergem un pic mai departe. Să știți cum inspirați încrederea. Asta nu se aplică doar la telefon, pentru că o să vedeți unele lucruri chiar nu le puteți face prin telefon. De o chestie cu care vine să rămâneți voi de
Da? De exemplu, de asta am zis, că vă detașați de rezultat și interacționați cu clientul. În momentul în care vorbiți cu cineva, dacă aveți în vedere doar faptul că omul vă va face o vânzare și e posibil să vă aducă niște bani, nu mai sunteți foarte atent la ceea ce se întâmplă în conversația respectivă, pentru că sunteți foarte focusați pe finalitatea convorbirii. Da? Dacă vă bucurați efectiv de fiecare moment în care vorbiți cu clientul respectiv și dați ce aveți voi mai bun și indiferent ce o să iasă, da? Sunteți acolo și sunteți implicați în apelul respectiv, clientul o să simtă asta. O să simtă că nu l-ați sunat doar ca să faceți bani, ci l-ați sunat, nu știu, ca să-l cunoașteți, ca să vedeți ce mai face, ca să vă interesați un pic de soarta lui și atunci este mult mai receptiv. Dar în momentul în care pe voi vă sună cineva și vă zice, v-am sunat să vă prezint o ofertă, nu știu, cum vă spune, clar că omul respectiv v-a sunat ca să vă vândă, ca să facă bani de pe urma voastră, nu prea interesează cine sunteți, cu ce vă ocupați, dacă ați mai vorbit în trecut și alte lucruri. Și atunci, probabil că răspunsul vostru și atitudinea voastră va fi ceva de genul, ok, nu am timp, nu sunt foarte interesat, nu știu, de câte ori am zis, da, hai, zi-mi oferta, hai, și v-ați pornit. Mai rău. Bine ați venit, domnule Macovei. Bine, v-am regăsit. La ce se întâmplă? Și spunem prietenul în momentul în care ieșim dintr-o ședință și trebuie să revenim din nou la ce ședință. Ce spunem clientului? În momentul în care ne sună într-o ședință? Da. În cazul în care răspundem clientului care ne sună într-o ședință? Da, îi spunem că suntem într-o ședință și că imediat după ce o să ieșim pe el o să-l contactăm prima dată și să ne ocupăm de... Iar dacă noi răspundem ședință, este la fel de profesional? Dacă îi închizi, eu prefer, de exemplu, să le închid clienților, ca să le dau de înțeles că sunt ocupată. Revin, evident, după ședință, spunându-le, uitați, am fost un pic ocupată, nu am uitat de dumneavoastră, efectiv nu puteam să discut și prin faptul că v-am închis, vreau să înțelegeți și dumneavoastră asta. Dacă îl las să sune și el sună de două, de trei ori, fără să-i dai efectiv ton de ocupat, o să crede că nu ai chef să vorbești cu el, poate. Că nu auzi telefonul, că nu ești atent unde ți-ai lăsat telefonul. Eu așa procedez și chiar, nu știu, sunt curioasă voi ce deci se pare mai profesional să închidem telefonul decât să depăsai. Decât să-l lăsăm să sune în prostie, pentru că dacă e închis, el știe că tu ești acolo, ești cu telefonul mână și conștient de faptul că te-a sunat. Dar dintr-un motiv sau altul nu mai putut să răspunzi în momentul respectiv. E ok să liniștește, de multe ori dacă închizi o atentă mai sună a doua oară. Dar dacă nu-i răspuns, te tot sună. Și îl țin sub spate. Sau, încă o chestie pe care o puteți face. Activați-vă, este în meniul vostru la mesaje, o setare care vă permite atunci când închideți telefonul cuiva să-i și trimiteți un mesaj automat prin care îi spuneți. În acest moment sunt într-o ședință, revin în cel mai scurt timp. E o chestie și mai faină pe care o puteți face. Și e posibil de pe aproape orice telefon să faceți asta. Sunt telefoanele business, deci este ca un fel de act of office sau care puteți să vă activați și pe mail. Deci chiar gândiți-vă la asta, e o variantă foarte bună de a le arăta că... Ok, o să facem... Dar nu știu ce vreau să-mi se pare. Nu știu, cine nu știu. La Oriuși. Da, la Oriuși. La Oriuși. Sau tot așa poți să folosești mesageria vocală. Atunci când dai ocupat să vedem... Ok, da, spune, după ședință, după ședință să faci cu toți chestii astea. Da, da. Sau mai în timpul ședinței, chiar acum o să facem cu toți chestii astea. N-am telefon. Ok, putem să încercăm. Dar cu bine de fiecare telefon. Telefonul nu mă rind. Nu, mai bine, la sfârșitul ședinței. Aceeași chestie o să facem și pe mail, să ne activăm, vedem dacă putem activa de pe mail-urile noastre un autovoice. Astfel încât în momentul în care la 6 am plecat de aici și clientul te contactează pe e-mail, să știe că o să revin la birou a doua zi sau dacă sunteți în vacanță, să știe exact când o să vă poată contacta, ok? Care mesaj se pare cel mai ok să-l pun acolo? Și vreau să știți spiegul. Putem folosi și abonele care le avem în telefon. Nu trebuie să fie foarte pompos și foarte... Da, trebuie să fie ceva destul de scurt. Începe cu bună ziua sau începe direct? Păi ce ziceți? Nu, eu zic așa. Cel mai simplu e... Hai. Scrie urât. Dar nu scrie. Permanent. Nu vei am dus jos permanent. Adică ai dus la o... Nu înțeleg de ce să mă fac permanent.
critic slash influencer. Mi se pare sec. Da, e foarte ok. Mi se pare ok. Mai degrabă spui, sunt într-o ședință, le vin în cel mai scurt. Da, da, da. Vă contactez imediat tu. Sau ceva, oricum. O să ne gândim. Dacă ai un client străin, el se uită foarte. Avem? Dacă hai. Știi că te sună clientul ăla străin, îi scrii I'm in a meeting, I'll call you back. Când ești tot meeting, îți scrii. Ok, o să vedem. O să ne hotărâm și pentru mesaj și pentru e-mail. E o variantă ok. Bine. Vedem. Nu trebuie să le aveți chiar toți la fel. Dacă tu consider că nu ți se potrivește, o să-ți reformulezi un pic mesajul. Nu e vorba și de importanța care îl dăm. Okay. Ideea este să ne semnăm la sfârșit cu numele și Lord of Lens, că în situația în care mai sunt unii care vă sună din greșeală, na. Să știi exact pe cine au apelat. Putem să trecem mai departe? E ok? Da, haideți să vedem un pic situațiile de care ne lovim cel mai des, sau cel puțin așa am înțeles. Nu am bani. Câți dintre voi ați întâlnit motivul ăsta? Ai. Așa. E foarte ok să identificăm exact nevoia clientului, pentru că de multe ori se ascund în fața unui astfel de răspuns. Ei vă zic că nu au bani, dar de fapt, nu știu, e vorba de altceva. Și atunci trebuie să vă dați seama. Ok, chiar nu are bani omul ăsta, chiar? Pentru că dacă nu are bani, nu știu, poate găsim o altă variantă, vedem cum facem. Îl avem în vedere pentru următorul proiect cu terenul gratis. E un exemplu, da? Și atunci e important să punem niște întrebări. Chiar astăzi am încercat asta și a mers foarte ok. Se întreb, dar cât credeți că, nu știu, costă acest teren? La ce sumă vă așteptați? Credeți că este o sumă atât de mare? Cunoașteți sistemul pe care îl avem noi la rate? Știți că nu este nevoie să lucrați cu banca? Pentru că unii zic, am deja 3 credite. Chiar dacă îmi dați în rate, nu mai mi-acceptă nimeni încă un credit. Și atunci trebuie să clarificați exact cu ei toate sistemele de plată pe care le avem. Și trebuie să conștientizeze faptul că noi îi ajutăm. Și că proiectele noastre se adresează tuturor categoriilor de oameni, da? Cei cu bonus puțin, care au intrat pe terenul gratis, cei care și-au luat în terenul rate, cei care au venit cu plata cash sau cu cash de construcții. Și avem pentru toate categoriile de oameni. Puneți-i să facă singuri comparații. Ce rate mai aveți? O să zică, păi, la mașină. Păi, și cât plătiți la mașina respectivă? Păi, plătesc 200 de euro pe lună. Păi, ok. Știți cum crește valoarea în timp la mașina dumneavoastră, se merită? Adică, haideți să vă explic un pic beneficiile unui teren. Pe lângă faptul că vă costă jumătate cu rata de la mașină, da, este un obiect pe care îl luați și considerați-l o investiție, pentru că acolo prețul îi crește în timp. Da, deja ne așteptăm să ieșim din criză. Și achizițiile de teren să fie chiar o investiție foarte bună. Și ei trebuie să înțeleagă asta, le faceți niște comparații. Și după ce v-ați dat seama dacă exact asta este nevoia, și chiar nu dispune de o sumă foarte mare, sunt niște lucruri pe care puteți să îi le spuneți ca el să capete încredere în voi. Alex, ne mai dai un click ca să vedem ce mai putem spune. Asta cu dacă era vorba de foarte mulți bani, nu vă sunam. Merge. Nu făceam promovare prin telefon sau îi spuneți. Dacă era o sumă atât de mare, persoanele cărora ne adresam aflau prin alte modalități, nu prin telefon. Persoanele cu bani nu răspund atât de bine la publicitate prin telefon. Nu știu, găsiți ce să le spuneți. Aveți încredere că împreună putem găsi un teren și o modalitate de plată potrivită pentru dumneavoastră. Și asta și în momentul în care vine, faceți astfel încât el să creadă că varianta de plată pe care ați ales-o, ales-o și s-a implicat, e numai pentru el, e în funcție de nevoile lui. Chiar dacă este o variantă standard pe care noi o folosim, da? Să creadă că este în funcție de banii pe care el îi are, de felul în care poate să achitește-o, să se simte implicat, mai ales când e vorba de bani. Da? Și asta cu venit să facem câteva calcule, oricum nu aveți nimic de pierdut, chiar a mers. Vrem să dau un procent, dar nu mă bag un procent. Dar a mers destul de bine. Pentru că omul vine, își scrie pe o foaie, merge acasă, discută cu familia, discută cu soția și atunci se mai gândește. Măcar îi dați ocazia să se mai gândească și nu lăsați că nu am bani și atât. Ok, haideți, vedem pe ce teren v-ați încădra. Puteți să ne mai știți, avem și niște terenuri foarte ieftine. Mai sunt destul de puține, într-adevăr.
pentru care puteți opta. Deci o să găsim, o să găsim variante. Dacă mai aveți voi ceva de advocat, dacă sunt chestii pe care le spuneți. Da. Uite, ce mă întreabă ceva de la clienți, practic, este atunci când stabilesc o întâlnire, băi, și clientul anul vine două săptămâni la deci mă scoate de dimineță și urmă. Se cadrează aici, la nu am bani? Ok, se întâmplă ca a doua oară când îl sun pe client să-l întreb de ce nu a venit, să spună, păi de fapt nu am bani pentru teren? Nu, spune asta. De fapt au bani, dar nu știu de ce nu vine să. Ok, pentru că după ce ai zis tu asta că îi sun, îi invit, programez întâlnire cu ei și nu mai vin, mi-am să aminte că mie mi s-a întâmplat ca a doua oară când îi sun să zică de fapt, păi domnișoară, m-am gândit și nu am bani. Ok, prima dată ați fost deschis, acum vă dați seama că nu mai aveți bani. De câte ori și... Păi am oameni pe care sunt de 1-2 zile. Adică, în tot la 2 zile. De câte ori l-ați de 8 ori, pe timp, de 2, știu, de 2, de 8 ori, de 2, nu știu. De 8 ori? În zi, nu știu, asta e important. Dacă asta e important, da, asta e. Păi sunt de fiecare dată, de câte ori, deci l-am programat pe mâine la ora 11, da? Nu, la 10 l-am contactat, aștept la 11. Da, da, bine, bun, la 11, la fel, sunt, nu mai răspund la telefon. Ok, sunt mâine iarăși, nu ziua azi, a, am fost prins ceva, ceva, bun, dar astăzi vin, la ce o să vin? Eu sunt bine, tot ziua, la te vin, vin la 1, bun, la 12 iarăși. Răspund, vreți? Ce exact asta, deci asta... Da, vreau să zic că eu, nu știți, clienți care nu vreau să consumi energia. A, nu, dar dacă zic că bine, am ce pot să fac. Da, ok, e interesant de dumneavoastră să mă gândiți. Dacă vreți, eu vă aștept, dacă nu o să vă mai deranjez. Știi cum de chiar și cu... Chiar și cu... Nu să vă mai deranjez nici cu primul și telefon. Știi ce am făcut eu odată când mi-ai sunat din asta așa? Mi-ai zis că tot așa zicea că vine la ora aia, tot așa vă spune că... Ca, cum îți spune ce ție, mi-a spus. Mă simt și nu știu. Mi-a spus, uite, la 12 vin, ești aici? Și chiar dacă eu eram aici, am zis că nu am întâlnit la 12. La 1, dacă vrea. Zic la 1, dar să veniți la 1, că la 2 am altă întâlnire. Și-a venit? Da. Ok. Ce ai zis tu, că îi sun de atâtea ori? Știi că discutam de zile trecute să nu-ți fie frică să dai drumul unui client. În momentul în care simți că nu este deloc interesat, lasă-l. Cum a zis Răzvan, e foarte multă energie pe care tu o pui acolo și nu are sens. Eventual, data viitoare când... când te sună clientul, când reușești să vorbești cu clientul respectiv, o să îi spui, ok, înțeleg că nu aveți timp sau că nu sunteți foarte interesat de ceea ce urma să discutăm, uitați cum facem. Eu vă trimit pe mail detalii, câteva detalii legate de promoțiile pe care noi le avem, despre ceea ce vrem să discutăm, o să aveți contactele mele acolo și dacă într-adevăr sunteți interesat, o să-mi dați dumneavoastră un telefon. Și o las așa, pentru că nu are sens să-l sun de atât de multe ori. Dacă stăm să calculăm în minute, în euro, nu o să dai seama cum se merită. Da? Să dai un e-mail, te costă 2 minute, el are acolo contactele tale, are și câteva prețuri, dacă într-adevăr e un om care vrea să cumpere, o să cumpere. Și o să te sune. Da, pentru că știu de multe ori nu vreau să-i las, pentru că, uite, chiar femeia care a fost la bod, deci m-am chinuit destul de mult, știi? Că lucrez în pomasă, că lucrez de mine, față, că lasă că vă caut eu și până la urmă și am văzut doar destul de ce am asumat și pe ea. Face. Ok. Ok, am înțeles. Deci, domnul Marian, să aibă o vânzare. Zăver! Așa, da, spuneați. Întrebare pentru... Pentru? Pentru curiozitatea mea și probabil și a colegilor. La una din ședințele noastre, la unul din cursurile tale, s-a pus problema de clientului respectiv, care l-a sunat Răzvan. La Marian n-a vrut să vină la vizionare și la tine a vrut. Ce s-a mai întâmplat cu clientul ăla? N-a venit, a plecat în concediu între timp, nu știu pe unde. Și cine l-a preluat? L-ai preluat tu sau au continuat răzvan? Deocamdată e concediu, nu l-a preluat nimeni. El de preluat. Ca să te liniștești până se întoarce din concediu și aflăm. Alte întrebări mai aveți la mama mai? Nu. E ok? Hai să mergem mai departe atunci. Următorul motiv pe care îl întâlnim și destul de des, nu am timp. Clienții vă spun, nu am timp, lucrez. Nu știu, sunt în concediu, sunt tot felul de... de alte situații. Și atunci e ok să întreb un pic, dar ce program aveți dumneavoastră? Aveți un program fix? Aveți un program flexibil? Cam între ce ore și ce ore? E vreo persoană pe care ați putea să o trimiteți în locul dumneavoastră? E cineva de încredere pe care vreți să trimiteți? Pentru că câștigăm și un alt contact, da? În momentul în care el zice, da, haideți că vine fratele sau
câștigăm și un alt contact și reușim să ținem legătura totuși și cu clientul nostru. Omul respectiv merge, îi transmite, dacă îl convingi pe prietenul lui, el va fi automat convins pentru că vine o persoană de încredere. Acolo, e și varianta, unii o să strâmbați opinia, vreți să ne întâlnim în weekend. Dar, să știți că sunt clienți care vin din alte orașe, care au posibilitatea să vină doar în weekend și sunt clienți cu bani. Dacă sunt atât de ocupați, să nu poată pleca efectiv în timpul săptămânii, dar își fac ei timp să vină în weekend, atunci o să vă rupeți și voi un pic din programul vostru ca să le acordați atenție. Și răsporești încrederea în tine prin chestia asta, pentru că tu, de fapt, în weekend nu ești la muncă și asta contează pentru tine. Da, exact. O prezint ca și excepție. Da. Okay. Adică se prezintă singură ca și excepție. Da. Nu mai trebuie să o prezint. Uitați, ca și excepție o să ne întâlnim în weekend. V-am simțit interesat, știu că v-ar plăcea foarte mult și atunci merită ca eu să-mi rup din timpul meu ca să mergem împreună acolo. Și să stăm și să discutăm și o să vedeți și mai departe. Clientul se simte foarte fain că primește așa atenție. Eu am prins unul la telefon, altă care vrea să ne întâlnim în weekend. Și i-am spus că de la două trebuie să mă întâlnesc cu prietena mea. Și i-am spus să mă întâlnesc de la patru cu prietena ca să mă întâlnesc cu el. Și asta pentru el l-a contat mult. Și atunci a spus că bine, hai, nu ne mai întâlnim în weekend, o să plec eu de la muncă luni și vine. Da, foarte fain, foarte fain. Dar ai dat încredere că tu, într-adevăr, ai fi făcut asta pentru el. Tu ești dispus să îl ajuți și el a zis ok. Mai ales a fost de ajuns. Hai totuși să fac eu ceva pentru terenul ăsta, pentru că e interesul meu să mi-l cumpăr. Mai ales ca bărbat, când vorbești cu un bărbat la telefon și spui că ai renunțat la o păsărică pentru el. Ok. Asta contează. Pentru că bărbații știu ce înseamnă pentru noi păsărica. Florul cu păsă. Florul cu păsă. Da. Da, asta se va la montaj. Ok, puteți să vedeți acum. Așa. Dați-le de înțeles și că o întâlnire nu durează atât de mult. Sunt 30 de minute într-o săptămână. Chiar nu puteți pleca 30 de minute de la muncă. Asta se aplică pentru oamenii de aici din Brașov, da? Care știți că fac 5 minute de ori de ar veni până centru sau maxim 10. Și atunci au nevoie de o jumătate de oră să plece de la birou, să vină, haideți să bem o cafea, vă relaxați un pic, vă întoarceți la muncă. Merge și asta. Și e fain că la asta cu nu am timp, din aproape în aproape, puteți să-i ajunge și la partea asta cu dar poți să vă întreb ce vă ocupați și el să zică, păi, sunt avocat, ce fain, voi ce vă place, deci trebuie să fie atât de interesant ce faceți. Chiar că îmi plăcea să vă cunosc. Și de ce râdeam? Pentru că de multe ori te-am prins de telefon când zic, și cu ce vă ocupați? Și v-ați luat mașină, ce culoare? Și cu cât ați dat pe ea? Și ajunge, deci ajuns să intrăm să mă picioarele și de unde și-a luat haine ultima oară. Da, din aproape în aproape și îmi răspund. Și după aia, brusc, le bagă pe aia, deci ne întâlnim. Poc! Da, și după ce am răspuns pozitiv la atâtea întrebări, deci nu se știe că dacă reușești clientul ăla să-ți răspunde, să-l faci să-ți răspundă de 3 ori afirmativ și a 4 ori va fi tot un da. Și e faină mașina asta? Da. N-a fost prea scumpă așa, am înțeles că a fost un preț bun. Da, da, e un preț bun. Și ne întâlnim mâine, nu? Dar ar trebui să zic că tot da. Deci să fiți un pic atent. Deci asta chiar funcționează, sigur, și la facultate am învățat. Ați ajuns și mai acolo? Nu, eu n-am timpul de fapt. Nu, era vorba de comunicare și relații. Super, deci putem să facem mai în faza cu mașina, mergem cu 3-4 întrebări afirmative, după care îi spunem unul bine. Bun, deci mâine vin cu banii, pentru tine. Nu, prima oară poți să ne întrebi la care carnet. Prima oară poți să ne întrebi la care carnet. După aia, în faza mașinii. Da, să fie de mine cu banii. Da, hai să vedem ce am spus aici la chestii prin care dați încredere. Deci asta, recunosc, este de la colegul nostru Claudiu Gigie. E bine că sunteți ocupat pentru că ne plac foarte mult persoanele muncitoare. Noi nu mai cu astfel de oameni lucrăm, foarte harnici, nu mai cu... Da, îi atingi, da, îi atingi. Mi-ar plăcea să vă cunosc, foarte interesant ce faceți voi, că prin asta vă puteți lega de activitatea pe care el o are. Se simte important, o să vă acorde atenție, o să vrea să vorbească cu voi despre el sau despre alte activități pe care le are. Și dacă înțelege greșit chestia asta? Cum? Dacă înțelege greșit chestia asta, mi-ar plăcea totuși să vă cunosc. E interesant ce faceți. La tine merge la mine. La tine, da. Hai să
altele. Da, și asta că sunt sigur că reușiți să găsiți 30 de minute pentru dumneavoastră. E un timp pe care îl vi-l rupeți pentru dumneavoastră, pentru a vă cumpăra ceva frumos, pentru a vă relaxa, pentru a vă dispune, pentru a... Deci nu-l face să creadă că își rupe 30 de minute ca să plece la cumpărături, ca să meargă să dea bani. Nu, sunt 30 de minute în care veniți, aflați lucruri noi, ne cunoaștem, bem o cafea, orice altceva în afară de vânzare și bani. Alea 30 de minute trebuie să știe că sunt pentru el. Nu ești pentru tine, agentul de vânzări, care vrei să faci bani de pe urma lui. Vreți să mai adăugați ceva? La nu am timp, voi ce le-ați mai spune? Mai sunt chestii pe care le utilizați pentru că sunt sigură că, uite, poate Răzvan, care are experiență mai vastă. Da, ce? Eu tot mă gândesc la ce le răspund la cum am timp, dar nu uitam. De exemplu, eu m-am invitat clienții, dar venit dumneavoastră. Da, 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 și ce le-ai zis? Vin, da, și da, zis, m-am cam blocat pe mine, adică am încercat să te tot pe la să trebuie să le transmiți ideea că și tu ești foarte ocupat, nici tu nu ai timp, înțelegi, și tu îți rezervi timp pentru ei chiar dacă l-ai sunat. Și în momentul în care el zice nu am timp, poți să le zici că nu există să nu aveți timp. Sigur aveți 30 de minute rezervate undeva, într-o săptămână, vreodată. O pauză de masă pe care puteți să o luăm împreună. De obicei, când îmi zic chestia asta că nu am timp, eu încep să-i întreb de programul lor și aprofundez programul lor și întreb. Dar până la ce oră lucrați? Dar cum lucrați săptămâna asta? Apoi lucrez schimbul 1. Dacă lucrați schimbul 1, înseamnă că la ora 3 maxim sunteți afară din uzină. Înțelegi? Noi suntem, noi lucrăm până la ora... 5, 6, mă rog. 10 seara, dacă e nevoie. Dacă puteți la ora 9:30 să facem întâlnire, nu este nicio problemă. Da, o să vedeți că atunci când îi întrebați punctual, ok, mâine, ce faceți mâine la ora 12? Aveți, când aveți pauza de masă de obicei? Păi la, nu știu, de la 11:30. Păi și mâine la 11:30, nu vreți să veniți aici? Haideți aici și mâncați după aceea. Mâncăm împreună. Sau, dacă ești punctual, dacă îi trebuie, ce faceți la ora X, s-ar putea să nu fie atât de sigur. Să zică, păi eu, nu știu exact, păi nu vreți să vă rupeți, haideți. 30 de minute de la ora X, haideți la zile, după aceea vă întoarceți. Pentru că nu știu exact, când iei pe zile, când iei pe ore, unii nu îți mai pot răspunde și atunci a venit propunerea. Când el e un pic nesigur. Da, cum am făcut noi cu invitațiile pentru, nu știu exact dacă ați aplicat tactica respectivă, pentru clienții de la Perchiu 4, ce faceți vineri la ora 5? A, nu știți ce faceți? Păi vă zic eu ce faceți la ora 5. Veniți și mă trăiți cu veșii dumneavoastră. E o variantă, pentru că ei nu prea știu ce. Ideea e că ei sunt foarte speriați în momentul în care vin. Da. Sunt foarte speriați că le cer bani de la intrare, le cer 5 lei. Ca ei nu sunt dispuși să dea nici măcar un leu în momentul în care e ușa asta. Dacă vrei să le oferi cu un bar, cu apă, că ei stau să se gândească de două ori. Ei sunt foarte sceptici. În momentul în care ei sună și te porți atât de frumos cu ei la telefon, au zis, clar, e ceva. Înțelegi? De-aia nu vin. Dacă tu le dai încrederea că nu mi se întâmplă absolut nimic aici și pur și simplu este vorba doar de o discuție amicală, atunci îți vin. Da, am încercat să mai fac, de exemplu, să mai apun o strategie în toată chestia asta, în sensul că, știi, să nu mai toată ziua, haide să ne venim, nu știu ce, domnule, veniți astăzi la sediu că vreau să discutăm. Păi nu, că nu pot să sună. Păi zic că am înțeles că dumneavoastră a fost foarte încântat de campania sau tine, proiectul cu terenul dar. Păi da, am fost, s-a terminat. Păi, știi ce s-a terminat? Că am spus de 10 ori și n-ați venit. V-ați venit să veniți acum, că s-a terminat. Și-a venit? O să termine și asta cu terenurile alea și o vine una cu 50 de mii de euro terenul. Da, da, e posibil. Haideți acum să vedeți posibilitatea asta și dacă nu aveți... Ok, eu am auzit la... Dar nu mai știu exact la cine. O abordare de genul și să mă corectați dacă nu aveți exact. Vrem să mai facem o serie de achiziții și ne interesează părerea dumneavoastră ca să vedem exact ce zone sunt de real interes și să vedem exact unde ne ducem. Și pentru asta, ca să achiziționăm cele mai bune terenuri, cele mai bune zone, avem nevoie de părerea dumneavoastră. Așa că haideți, într-o zi, stăm un sfert de oră de vorbă, bem o cafea și discutăm un pic despre asta. Iar dacă sunteți interesat, veți fi pe lista în care vă primi aceste lucrurile. Da, da. Dar nu mai știu exact cine folosea abordarea asta. Moto? Motolea? Cine folosea abordarea de modul, la modul vrem să
facem niște achiziții. Da, și eu, da. Și au mers? Da, a mers foarte bine. Chiar ăla înalt care a copit tu la echipă, eu l-am întrebat și domnul Ghesis, i-am spus eu cam ce atât. Da, da, mi-ai spus că practic orele lui contează, nu? Și vreau să zic altceva legat de ce ai zis mai mai devreme, cu chestia asta, când te cheamă, când tu chem clientul aici, el zice, vină tu la mine. Da. Și eu am aplicat o chestie care a mers, am zis că eu v-am sunat primul, ar fi ok să dau eu cafeaua așa, că a venit dumneavoastră prima oară. Și pe aia fain. Și chiar a fost super tare. Da. Ideea e că atunci când merge pe teritoriul lor, ei o să facă, o să se simtă atât de confortabil, încât este foarte posibil că o să vă dea vânzarea peste cap. Pentru că voi sunteți pe teritoriul nou, nu știți exact cine, ce, unde, cum. El poate mai are încă 5 colegi în jurul lui, care pot veni toți cu întrebări, să te atace cu tot felul de situații, cu tot felul de... Și atunci tu să-ți pierzi concentrarea de la comunicarea cu el. Da, și de asta nu e ok să mergem, nu e ok să mergem acolo. Oamenii nu vin aici nu pentru că nu au timp, pentru că timp se găsește întotdeauna, tocmai pentru faptul ăsta, că se simt confortabil pe terenul lor și le e frică. Asta da, le oamenii nu știu să cumpere terenul, nu e ca și cum te duce să-ți cumperi haine. Care e o chestie pe care o faci de când ești mic, da? Mergi cu părinții să cumperi haine și știi cum să te comporți, efectiv, într-un magazin cu haine. Ei, în momentul în care mergi să-ți cumperi un teren, și mai ales într-un sediu ca ăsta pe care noi îl avem aici, e destul de dificil și nu știu cu ce se înceapă, ce fac. Ok, ei au venit. Asta înseamnă că sunt cât de cât interesat, dar mai departe ei ce fac? Așteaptă oferta sau pune întrebări? Nu prea știu să se comporte. Și atunci e fain ca voi să îi faceți să se relaxeze. Că îi oferiți un pahar cu apă, că îi oferiți o cafea, că puneți acele întrebări de încălzire de care vorbeam noi în dățile trecute, ca să aflați câteva lucruri despre el. Nu, așa. Poți să ne mai repeți o dată? Întrebările de încălzire? Da. Ce faceți? Ați venit de la muncă? Niște chestii, mergeți așa, de la mod general, vă apropiați încet, încet de ceea ce vă interesează pe voi. Ați venit de la muncă, de unde lucrați? De ce zonă, dacă nu vă zic ceva. Dar, nu știu cum să zic, de astăzi sunt căsătorii, am văzut că aveți ferie, sunt căsătorii, aveți și copii sau nu știu ceva. O chestie, ca să aflați, pentru că voi prin întrebările astea de încălzire, încet, încet, ajungeți să-i cunoașteți. Vedeți că el lucrează în tractor. Ok. Nici de cum nu o să-i recomandați în terenul să cere, decât dacă să-ți cere prea neapărat să cere. O să vă zic că are copii la liceu tot undeva în tractorul. Și o să vă zic că el are, nu știu, un job foarte fain, deci își permite un teren mai degrabă la subetri decât la bot. Sau. Vă faceți voi o idee. El se relaxează pentru că are impresia că vorbește foarte mult despre el, despre activitățile lui normale și așa. Voi, de fapt, acumulați foarte, foarte multe informații. Da? Și oamenii vor să se... Întotdeauna oamenii ocupați vor să se confeseze și asta îi ajută. Da. Și oamenilor le place să vorbească despre ei. Le place la nebunie. Și în momentul în care vorbesc cu necunoscut, le este mult mai ușor să facă asta, pentru că voi nu puteți să... Neavând informații despre el, el vine și își face o imagine exact așa cum vrea în fața voastră. E ok. Și se descarcă prin foarte ușor. Da. Se descarcă foarte mult și e super ok cu el însuși și implicit și cu tine. Da. Și voi, adică nu știu, sunt sigură că de multe ori ați vorbit mult mai relaxat cu un străin decât cu un prieten foarte vechi de-al vostru. În anumite situații, sunt anumite situații. Pentru că omul acela nu vă știa background-ul și atunci problema pe care voi o puneați era exact așa cum vreau spus să vă arate. Și era mult mai ușor să comunicați. Mergem? Ce mai departe? Este indecis. Nu știu. Vreau, nu vreau să vin la sediu. Nu prea știu dacă am nevoie de un teren în momentul ăsta. Nu prea știu. Vă ziceam că sunt oameni care habar n-au cu ce lume se află și că trebuie să le dați voi o direcție. Dar bine, important este să-i aduceți aici. Da? Și atunci îl întreb, dar de ce aveți rețineri? Sau aveți ceva de pierdut? Ce pot să vă răspund la întrebarea asta? 30 de minute din viața mea? Serios. Cât de... Hai să fim serios. Și atunci e ok, dați încredere dacă ziceți, doar dacă veniți aici o să puteți lua o decizie, dacă ne întâlnim și dacă aflați toate detaliile legate de proiectul ăsta, atunci cu siguranță nu mai aveți cum
cum să fântâiți nimic. Indiferent că răspunsul dumneavoastră să fie pozitiv sau negativ, măcar știți că aveți toate datele problemei și că puteți lua o decizie în cunoștință de cauză. Și atunci o să zică, nu, 30 de minute pentru asta să mă hotărăsc și eu la ceva, nu o fi atât de mult. Și eu ia duceți aici pe asta. Aici putem să discutăm, aici pot să vă arăt, dar faceți trimite la chestiile astea vizuale, care prin telefon chiar nu aveți cum să le dați. Deci oricând, haideți să vă arăt niște poze, dar am făcut niște poze super săptămâna trecută pe teren, haideți să vi le arăt că, na, aici le am. Tot felul de lucruri care vă vin vouă atunci, ca să-i convingeți să vin. Să le dați. E important, întâi să-i aduceți aici, să ia ei decizia, ok, vin, și după aceea mai vrem. Vrea, nu vrea teren, ține de voi și acolo. Răzvan, trebuie să mai zici ceva aici? Nu. Deci e ok? Dacă e indecis, știm ce facem. Da. Sau cel puțin știm ce aplicăm, pe aia de cum reacționează. N-am zis că ăsta vor să funcționeze tehnicile acestea, funcționează de fiecare dată, dar e ok să trecem prin ele. Da? Așa. Al patrulea motiv pe care ei îl invocă, să vedem. Asta cu ea nu mă sunat. Îl știi? Da, știu. Da. Ok. Sunt clienți care au trecut pe la jumătate din agenții de aici. Unii sunt într-adevăr frustrați pentru faptul că îi tot sună. Dacă el vă zice asta de la început, e decât să ziceți, ok, păi atunci haideți să nu vă mai deranjez și de telefonul, e ok să îi dați de înțeles că, da, ok, vă sun din nou, dar uitați, de data asta v-am sunat cu un alt motiv. V-am sunat pentru că aveam nevoie, sau nu știu, ne-ar plăcea să auzim părerea dumneavoastră legată de, nu știu, ceva. Sau v-am sunat pentru că o să mai scoatem un proiect de terenuri gratis. Știm că dumneavoastră nu aveți nevoie în momentul ăsta, dar cu siguranță în cercul dumneavoastră cunoștiți o persoană care s-ar bucura foarte mult de un astfel de teren. Și acum nu v-am sunat ca să vă zicem că dacă aveți un prieten sau așa pe care vreți să-l înscrieți în acest program, noi suntem deschiși și... Da, și atunci îi distrageți un pic atenția de la... Eu aici mai ziceam că... În primul rând, în baza de date pe care avem clienții fideli, deja, și după care trecem la alți oameni, știi? Adică da, să da, avem impresia da. Că ei sunt ce mai important, ei sunt la noi, ei au mai fost sunați, ei au prioritate. Da, da. Sau să le zicem, păi am înțeles că nu sunteți, nu erați interesați de proiecte de terenuri gratis, poate chiar nu vi s-ar fi potrivit, dar acum avem ceva foarte nou în portofoliu. E super, sunt rate, sunt... toți vreți, utilități, tot, e total diferit de ce a fost înainte. Pentru că e chiar dacă nu au fost prinși de ideea programului dinainte, s-ar putea să fie mult mai interesat de ce acum. Atunci nu aveau încredere pentru că au fiat teren gratis și ok, nimic nu este gratis. Dar acum, în momentul în care tu le dai ceva pe bani și le garantezi calitate, s-ar putea să fie mai ok cu voi. Da, aici este exact ce v-am zis. Și să le distrage de atenția, să-i scoate din starea aia. Ei sunt focusați pe asta, m-au sunat iar aceeași chestie. Toți m-au sunat pentru asta. De ce m-au sunat pentru altceva? Știți, chiar v-am sunat pentru altceva. E chiar, da, chiar de asta. Chiar că dumneavoastră știa că v-au sunat. Știm, e perfect, ok. V-au tot sunat. N-ați văd, asta e chiar ce am acum, e chiar foarte fain. Mai avem încă două motive. Asta cu ți închide telefonul. Cum vă simțiți când vă închide ceva telefonul? Mă vine să-l bat. Ai încercat vreodată să suni înapoi? Nu. De ce? Pentru că mi se pare lipsă de respect să închizi telefonul cuiva fără să spui un vă mulțumesc, la revedere, nu vreau să nu mă interesează. E că mi se pare... N-a sunat nimeni niciun telefon? Da, da, i-am sunat. I-am zis. Exact asta. Dar asta era lege, dinainte cu v-am sunat să vă zic. Da. Vezi ce mi s-a întâmplat mie, l-am sunat pe ambușe, cred că s-a întrerupt, s-a întâmplat ceva? Nu. Asta n-am scris-o aici, acum mi-am urmărit. Și după ce zici asta, okay, se simte rușinat că ți-a da, exact. Și îți acordă mult mai mult atenție. Pentru că își dă seama că a făcut ceva, un lucru ne la locul lui și încearcă să repare. Și atunci auzi altfel lucrez cu el. El și-a consumat nervii și frustrările în momentul în care ți-a închis telefonul. Și în momentul în care, ok, s-a eliberat de toată energia negativă prin gestul ăla, în momentul în care îți suni înapoi, e altă persoană. Asta în cazul în care îți răspunde când îți suni înapoi. Da, în cazul în care îți răspunde. Dacă nu, vă rog, e frumos, haideți să încercăm chestia asta.
trimite mesaj, doar că zic, și vreau să vă mai urez o zi plăcută în continuă, sau o zi cât mai plăcută să aveți și vă semnați. Pentru că el atunci o să zică, bă, ce fraier sunt. Asta chiar, na, uite, n-am nicio intenție să mai trimită și un mesaj, adică nu, nu-l obliga nimic să-mi trimită mesajul și totuși, asta... și oamenii zâmbesc, nu știu, eu zâmbesc în momentul care trimite mesajul de mesaj. Asta e cu două tăișuri. Mulți interpretează corect gestul tău, dar mulți îl interpretează ca și fiind o ok, este problema lor cum interpretează, dar tu cum te simți dacă faci asta? Sincer, nu mă face să mă simt mai bine că i-am avut o zi bună. Asta că eu nu mă pot conecta cu omul ăla, exact cum vorbim. Ok, nu te-ai conectat, dar... Și pentru ce să consum energia... Pentru ce să mai consum energia să-i trimit un mesaj, că pot să mă concentrez pe alt client. Da, e posibil să-i trimit. Eu urăsc oamenii care închid telefonul ăla. Da. E perfect. Da. Gândește că și pe tine dacă îl vezi cineva, știi, și închizi telefonul, știi, no, zic, lasă-l, frate, pe ăsta. Și vezi, și vezi. E de bun simț să spui mă la trebuie. Te duci și îți vezi de treburile tale. Înțelegi și după aia primești mesaje la persoană, tipul. Vreau să-mi păvărez o zi bună, totuși. Știi? Cum ți se pare? Nu, mi se pare arogant. Nu. Așa o văd eu, așa o văd eu, deci nu pot să... Pe un om îl doare mai tare atunci când îți face rău, tu să-i faci bine. Exact. Decât să... Da, și oricum îl doare mai, deci... Pe el doare mai rău de stări ori decât dacă îi închide și tu telefonul. Cred. Da. Eu știu ce aș face. Nu, că asta e cum a spus și voi, asta e conștiinția mea. Nu îi suport pe ăștia. Mie acum am venit și... Nu vrei să stai de vorbă cu mine, n-ai 7 ani de acasă, ora și la gara. Nu mergi. Ai întâmplat lucrurile astea personal? Păi da, nu le iau personal. Tu le iei foarte personal în momentul în care tu alegi să te enervezi pentru că cineva ți-a închis telefonul. Da? Pentru că tu alegi să te enervezi. Da, nu-i dau, nu-i dau atenție, nu-i dau energia aia. De ce să-i dau mesaj? Să-i îi dai foarte multă energie dacă tu te enervezi după. În schimb, dacă îi trimiți un astfel de mesaj, toată energia lui negativă o să facă spuf. Unul care ți închide telefonul, nu ți închide telefonul ție ca și persoană sau... Îi închide telefonul celui de la Lord of Lens care l-a sunat. Nu, dar luați altfel, făcând excepție de Lord of Lens. Cu toți am avut discuții aprinse cu persoane vreodată în viața noastră și mi s-a închis telefonul nas. Știi, și mai făceam gesturi de alea. Mulțumesc că mi-ai închis telefonul sau la revedere și ție. Da, dar nu spui asta. Știu, nu, dar ca și impactul e cam același. Și știi ce e chestia asta pe care, de fapt, tonul ăla de ocupat este încă o acolo, ce vă ziceam eu la cine, este cuvântul nu. Voi asociați tonul de ocupat cu o conversație foarte proastă. Da? O conversație din asta agitată. Dacă tu asociezi tonul de ocupat cu o conversație pe care ai avut-o cu prietena ta și lasă și te-ai lăsat-o pe ea. Ok, și eu te fac, hai că ne-am zis mai târziu și am chestia prima. Vorbesc. Ascultă-mă puțin. Da? Asta e ideea. Tu asociezi tonul de ocupat cu o conversație proastă. Dacă omul ăla ți-a închis, te-a băgat automat într-o stare proastă, pentru că și trecut, de câte ori cineva ți-a închis telefonul, ai luat-o personal. Și ai avut senzația că ok, nici cu ăla n-a mers bine, nici cu ăla n-a mers bine, nici cu ăsta nu se poate repara situația. Tot timpul când mi s-a închis telefonul, a fost o situație nașpa. Detașează-te de chestiile astea. Și nu te enerva numai la personal, mai ales când e vorba de conversație business. Eu mă refer când îmi răspunde omul și apuc să-i zic bună ziua de la Lord of Lens, ce mai faceți? El îți închide? El îți închide, ok. Eu până la urmă. Da, adică eu folosesc zâmbetul ăla, folosesc entuziasmul, folosesc... Și dacă mai zice, hai, lasă-mă... Să te sune înapoi. Sau zice, hai, lasă-mă și îți închide. Au fost și situația. Da, nu la personal. E spre binele tău. Nu, mai spun. Să fie la urmă. Nu are sens să-i zici pe asta, pentru că nu zici. Ți-e ok. Poți să zici auzi, de exemplu, dacă ai răspuns, bună ziua, ce mai faci, nu știu ce, și fac, m-ați mai sunat o mie și în momentul ăla îi moare bateria. Îți dai seama, Maria, morții lui de omul închis. Deci, dai seama, îți dai seama când omul îți închide bateria, îți închide telefonul sau când îți termină bateria. Ei, nu înseamnă că eu sunt mai evoluat și îmi dau seama. Da, ok, și ești foarte orgolios, Alex. Dar asta e chestia pe care tu trebuie să o rezolvi, nu noi trebuie să ți-o rezolvăm. Da, știu. Dar eu am concepțiile mele și vreau mi-e schimbă cineva. Și să mai te Dumnezeu, dar lucrez în vânzări de 7 spre 8 ani de zile. Și m-am lovit și de chestiile astea și de multe, multe ce.
Și eu nu sunt genul de, nu sunt genul de om care să plec cap în fața clientului. Na, hai că nu o să facem acum analiza. Nu, adică eu sunt pe sistem, eu sunt pe sistemul că virgulă clientul are nevoie de mine. Nu eu. El are nevoie de produsul este meu, pentru că îi face bine. Este o discuție care putem să ne vorbim aici. Știu, dar vreau să zic. Sfatul meu este să fie un pic mai flexibil și mai deschis atât. Și hai să deși al șaselea motiv, pe care l-am auzit de la Moto, păcat cum e aici, dar când o să se întoarcă o să discutăm. Uneori ai impresia că dai exact oamenii fără bani. S-a întâmplat? Da. Niciunul din lista asta nu are bani. În toată lista asta, poate unul are bani. Restul i-am simțit n-au bani. E chiar așa o fi? Nu. Da. Ziceam, cred că primul training să nu subestimezi clientul. Chiar dacă omul ăla vine șerpelit, murdar, cum o fi el, nespălat de două zile și așa, omul ăla e foarte posibil să aibă bani. Dar să nu, adică nu știu, el să nu aibă nevoie de banii aia ca să investească în imagine. Sau da? Alege pur și simplu să nu moară. Exact. Că oamenii au o grămadă de preconcepții. Da. De exemplu, dacă vezi un bărbat îmbrăcat în training, intrând într-un magazin din ăsta de parfumuri, imediat îl cataloghezi ca unul care are doar să se dea parfum să iată. Mi s-a întâmplat personal. Pur și simplu, n-am avut timp să mă schimb mai mult și chiar am intrat și cu bărbat parfum și la tipa de la casă i-a picat fața, pur și simplu, la 100 de lucruri. Da. Pentru că te-a subestimat. Prima clipă în care tu ai intrat acolo, am scris un motor, dacă câștigați la bingo, nu ne-am câștigat. Cum arăta, sau arăta, arăta o câștigă la bingo și arăta cum arăta și era șchiop și era, nu știu, neras pe față de câteva zile. Și omul avea o groază de bani în cont, cu care nu știa ce să facă, nu știu, să-și ia un teren, poate pleacă totuși cu trei. Da? Sau cu 17. Sau cu 17. Da, vin de foarte multe ori la noi persoane care de fapt au nevoie de soluții, sau de factori motivaționali. Adică trebuie să zici, terenul ăsta e atât de fain pentru dumneavoastră și pentru ceea ce vă trebuie, cât se merită ca de acum înainte să strângeți bani pentru el. Și o să zică, da, bă, uite, berea aia pe care beau fiecare zi, berea de azi, cu aia de mâine și cu aia... Super. Nu? S-ar putea să facă de o rată pe lună. Da, și atunci măcar știu pentru ce renunț la berea respectivă, ca să pot să-mi iau terenul ăla. Deci oamenii au nevoie de motivație. Pentru că ziua de astăzi sunt descurajați la locul de muncă. Aia, berea nu-i la... Stai, Troie. Băutorii de Troie să ne înțelegi. Nu era vorba. Nu era vorba de berea ta. De berea ta nu se alege și nu se atinge nimeni. Da? Deci nu berea lui Troie. Tăiați de ori unde altină. Ori tăiați de la berea mea, de exemplu. Da. Oamenii nu primesc încredere. Nu sunt motivați nici la job. Nici copilul ăla care merge la școală nu e motivat deloc, pe niciun plan. Și dacă voi le dați motivație, s-ar putea că ei se reacționeze foarte bine. Îi duceți pe teren, îi arătați. Uite, deci gândește-te, de aici până aici ar putea fi curtea ta și aici ai putea să pui casa, pentru că soarele răsare din partea aia și ar fi fain să pui aici un câine și să vadă cum intră toată lumea cu curte și... Și el își imaginează și își dă seama și simte ceea ce spui. Și atunci e motivat. Ce la nevastă să zice de astăzi, nu te duci la pedicură, îți faci singură unghiile. Eu de astăzi fac asta, dar măcar știu că, da. Cum mai fac? Te duci în bateria, mă mica mult. Măcar știu pentru ce trag. De asta au nevoie oamenii. Imediat după pedicură, bateria. Da, ce vreau eu să vă zic un pic. Hai să mergem pe site-ul motor, dacă ne mai și dacă nu. Sunt câteva chestii pe care le puteți face în momentul în care voi nu mai aveți idei. Nu știți ce să-i spuneți omului respectiv. Gândiți-vă cum a reacționa Silviu într-o situație de genul. Ce i-ar spune Silviu? Sau ce i-ar spune maestru? Sau ce i-ar spune Stroie clientului pe care l-aveți în față? Sau puneți-vă în locul clientului și gândiți-vă, voi, din ce mi-a zis agentul ăsta sunt ok? Adică, nu, e ok. Fără lăsă, gata. Gândiți-vă, ce ați vrea voi să auziți, ce ați vrea voi